să reînsumăm puțin pentru toată lumea care este de fapt relația dintre bani și restul bunilor din economie. Da, banii pe de-o parte, orice ar fi ei, da, inclusiv că sunt scoici. Că sunt scoici, că sunt mersi, că sunt scoici, că sunt că aur, cupru, hârtii. Orice hârtii, da, chiar și lei tramvai cum îi avem astăzi, da, reprezintă pe de o parte o marfă care este schimbabilă, da, care poate fi schimbată pe restul mărfurilor, care și bunurilor și serviciilor care există în toată economia. Și acum, dacă ai un spațiu economic, să zicem România, da? Și în interiorul spațiului economic ăsta ai o sumă. Nu o putem determina, dar o putem teoretiza. Da? Ai o sumă totală de bunuri și servicii care pot fi oferite la un moment dat. Da? În același timp, în tot spațiul ăsta economic, ai o sumă totală de lei tramvai care există. Da? Ok. Astea două, fiind schimbabile, fiind interschimbabile, în sensul că dai lei, iei bunuri și servicii, prestezi bunuri, prestezi servicii, vinzi bunuri pe lei tramvai, da? Astea fiind singurele schimburi în spațiul ăsta, asta înseamnă că se creează o relație între totalitatea celor două lucruri, da? Și acum, făcând și subsumat, ăstea vine toată liota aia de preferințe individuale care se apucă și determină prețurile. Dar ideea este că toată suma preferințelor, da, o să fie dependentă, da, deci toată suma preferințelor, prețurile în lei tramvai pentru toate bunurile și serviciile, o să fie dependente de totalitatea de bani care există ca să dai la ei. Uite, apropo, Vali, de că noi zice și Rothbard, trăim într-o epocă inflaționistă. Nu trăim în secolul XIX, scădea prețul bunurilor. Corect. Noi nu ne mai imaginăm. Bine, și acum scad. Da, teoretic, corect. Hai să revenind la ideea de dinainte, da, cu cele două spații, că să reprezentăm ce ai zis. Da? Dacă ai suma totală a bunurilor și serviciilor și suma totală a monezii într-un spațiu economic, ok. Teoretic, dacă îți cresc bunurile și serviciile, da, se numește crește economia, da? Ok, asta înseamnă că o să ai mai multe bunuri și servicii, da, și aceeași masă de monedă. Deci, automat, prețurile trebuie să scadă ca să poți să execuți schimbul între ele două. Pe când, ok, și ai putea spune că viziunea, nu știu dacă neapărat keynesianistă, dar sigur viziunea lor care visează la o inflație minimă, știi, an de an, este că să pună în concordanță creșterea masei monetare cu creșterea economiei, astfel încât, cel puțin în termen nominal, da, prețurile să pară că rămân la fel. Da. Da, asta e, dar teoretic, atunci când banii ăștia nu poți să-i crești din buzunar, da, și asupra lor, de exemplu, pe vremea când masa monetară, da, era reprezentată de aur, da, și aurul ăsta trebuia și el scos din pământ, avea niște neregularități în drumul lui de a ajunge pe piață, da? Nu puteai să ai o corespondență și în cea mai mare măsură, în cea mai mare parte a timpului, exact. Cum economia se dezvolta, vedeai o scădere a costurilor peste tot în lume, tocmai din cauza asta. Să nu uităm, cine măsoară inflația? Dacă îi întreb pe oameni cât e inflația, fiecare o să aibă cifre diferite, pentru că au coșuri diferite. Dacă faci o inflație din asta agregată, o să aplice aceeași dinamică pe care ați zis-o mai devreme la prețuri agregate. Na, unele o să scadă, altele și o zic, păi în medie inflația este 14, e cam mare, dar e ok. Păi bine, dar unii consumă mult din cele trebuie în afacerile lor, de exemplu combustibil. Păi așa că aia cât au crescut? 70%. Da. E o diferență uriașă. Ci de aia n-ar trebui să își dea cu părerea, să printeze bani, să țină monopol și să... Pretenția lor să face, e că e reprezentativ coșul ăla, știi? E reprezentativ, da, domnule, cam asta consumă un pentru omul mediu. Sau bine, tu poți spune, păi da, să fim toți oameni, tu manipulezi coșul ăla cum vrei. Deci ai băgat computerele nu știu când sau
Bai și scoți ce vrei tu pe acolo ca să-ți dea. Da, 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 da. Deci așa cum manipulează banii, manipulează și indicii. Da, da, asta contează mai puțin, că în piață se simte mai degrabă, adică da. Indiferent ce spune, cât spune guvernul că e inflația, te duci la piață, știi cât e. Nu, nu-ți trebuie să, adică, mă rog, chiar dacă nu știi să o exprimi, știi cu cât ai dat mai mult. În poza asta vedeți creșterea masei monetare care a fost făcută în Statele Unite în 2009, odată cu marea criză financiară, da? Și spun marea criză financiară pe un asemenea ton, pentru că creșterea asta nu a avut efectul dorit. Dacă țineți minte, asta a fost ceea ce s-a numit primul quantitative easing, din nici nu știu cât au fost, 6-7. Dar le putem vedea după aia cu ochiul liber în următoarea poză, unde se întinde până la 2014. Da? Și vedeți pentru referință prima și teoretic a mai fost un al doilea, al treilea și cel puțin un al patrulea care a avut stadiu prelungit și pare aproape interminabil. Da? Se duce deci, până în 2014. Spune pentru cei care ascultă ca și podcast audio doar, avem așa, în 2008 eram pe la 800 de milioane de dolari. 800 miliarde, 800 mii de milioane, vine 800 miliarde de dolari. Datoria baza monetară totală. După aceea, în 2010 a crescut după marea criză financiară. S-a dublat aproape, da, peste 1600, 1.600.000.000. Iar în 2015 cred că a ajuns la 4 trilioane. Da. 4 trilioane. Da. Bun. Cam așa. Ok. Și știu că aici o să inserăm o memă rapidă despre cum arată. Știu că primele două pagini au fost fără linia 0. Au fost grafuri truncate fără linia 0. Dar ca să vedeți o imagine de perspectivă, nu știu dacă țineți minte, în 2000 s-a întâmplat ceva care s-a numit pandemie. 2020. Da? 2020, scuze, corect, mulțumesc, da? Și uite ce s-a întâmplat cu masa monetară atunci. Graful ăsta merge la zero. Și pentru cei care ascultă, cât era la începutul 2020 până la sfârșitul 2020, aproape că s-a dublat. Era 4 trilioane la într-un 7 an. Trilioane. Dacă mai țineți minte discuția pe care o aveam în precedent, în precedent segment, când vorbeam de cele două lucruri care se schimbă unul pentru celălalt, masa totală monetară o aveam pe mâna dreaptă și totalul de bunuri și servicii, ar fi 100% inflație dacă în pandemia respectivă n-ai fi avut și contracție economică. Da? Impusă de reglementările statului, da? Care s-a întâmplat peste tot în lume. În sensul că noi aici vorbim numai de dolari, dar chestia asta, o imagine în oglindă, s-a petrecut absolut peste tot în lume, da? Deci 100% este the positive. Ar fi cazul cel mai fericit posibil.